Începe, da? Bună ziua, stimați reprezentanții ai presei, stimați cetățeni și, desigur, stimați antreprenori. După cum știți bine, o prioritate de bază a acestui guvern este anume dezvoltarea economică și oferirea de noi oportunități pentru oamenii noștri, pentru antreprenorii noștri. Aici, desigur, avem o agendă foarte ambițioasă în tot ce ține de reducerea birocrației, de eliminarea barierelor. Asta pentru că antreprenorii noștri să aibă mai multă libertate în a se dezvolta, în a-și crește afacerile, nu în a lupta cu birocrație și cu obstacolele impuse de statul Republica Moldova. Dar suntem foarte conștienți că reducându-ne eforturile doar la reducerea birocrației nu va fi suficient. De aceea trebuie, viziunea noastră este că trebuie să regândim radical modul în care se conduc afaceri în Republica Moldova, în țara noastră. Și astăzi mă bucur foarte mult să vă prezint atenției publicului o reformă asupra căreia s-a muncit foarte intens în ultimele două luni, și anume o reformă, dacă vreți, care va revoluționa cu adevărat modul în care se fac afaceri în țara noastră. O numim reforma SRL, după cum am anunțat și anterior. Prin această reformă intenționăm să modernizăm semnificativ legislația noastră și să transpunem cele mai bune practici europene din cele mai pro-business țări din Uniunea Europeană, dar și din alte părți, desigur. Și o să încep aici de la un exemplu simplu pe care l-am auzit săptămâna trecută în cadrul unei întâlniri la Startup Moldova. În anul trecut, în anul 2022, 11 companii din membre din Startup Moldova, startup-uri, băieți cu idei, cu multă energie, cu multă capacitate de a inova și de a testa noi idei. Deci 11 companii au atras investiții în sumă de aproximativ 9 milioane de euro. Și o subliniez, asta nu sunt granturi, nu sunt împrumuturi, nu sunt credite, asta sunt investiții, asta înseamnă că acești băieți și fete, acești oameni au reușit să convingă investitori concreți să le susțină ideea. Asta sunt companii moldovenești, asta sunt oameni educați și care lucrează în Republica Moldova, companiile sunt în Republica Moldova, lucrul are loc în Republica Moldova. Banii sunt în alte țări, în Estonia, în Lituania, în Olanda. De ce anume acolo? Pentru că acolo aceste țări oferă mai multă flexibilitate relațiilor dintre fondatori și investitori, dintre membrii unei companii, astfel încât investitorul să poată să-și recupereze investiția într-un mod mai flexibil, fără ca să trebuiască să devină, de exemplu, fondator sau să facă în orice alt mod parte din afacere. Și asta este problema pe care încercăm să o rezolvăm, pentru că din cauza unor legi care sunt de-a dreptul pe dos sau demodate, învechite, ratăm oportunități an de an, iar antreprenorii noștri sunt puși în fața unor obstacole care pur și simplu nu ar trebui să existe în secolul 21. Și foarte des avem cazuri în care, de exemplu, o altă situație, avem cazuri în care parteneri lansează o afacere, sunt cofondatori, dezvoltă afacere timp de câțiva ani, ajung la o situație de conflict, nu se pot înțelege, afacerea este blocată, deci compania suferă din cauza unor conflicte dintre fondatori și astfel se duce, în cel mai bun caz stagnează până când se depășesc aceste conflicte, dar uneori conflictele nu se depășesc și de aceea oamenii pur și simplu se despart, certați și așa mai departe. Asta pentru că, din nou, legislația nu oferă anumite modalități mai fluide, mai flexibile de a conduce o afacere, fără ca să pui la risc soarta companiei, ca aceste conflicte să fie depășite. Asta e, la modul practic, doar câteva exemple din problemele pe care vrem să le soluționăm.
Și avem soluția. Vom oferi mai multă libertate pentru creștere, pentru dezvoltare, mai multă flexibilitate a relațiilor dintre fondatori, investitori, parteneri. Astfel, vor fi mai puține interdicții la nivel de lege. Preconizăm schimbări majore prin intermediul cărora toate procesele de gestionare a societăților cu răspundere limitată vor fi mai simple și mai clare tuturor părților implicate. Mai multă claritate înseamnă mai multă predictibilitate și mai multă încredere reciprocă, ca rezultat mai multă încredere în economie și o mai multă stabilitate a relațiilor economice. Fiecare antreprenor va avea, la modul practic vorbind, va avea posibilitatea să-și construiască de sine stătător afacere, fără ca statul să-i indice o singură cale în care asta este posibil. Pentru că modalități sunt multe, afacerile sunt diferite și natura lor este diversă, natura relațiilor dintre parteneri, investitori și așa mai departe. Deci, în primul rând, reforma pe care o lansăm astăzi prevede inovații semnificative în cadrul legal, care vor facilita mai multe proceduri în cadrul societăților cu răspundere limitată. În primul rând, transpunem norme care în Uniunea Europeană sunt tot mai răspândite. Oferim mai multe drepturi asociațiilor din afacere, adică partenerilor, inclusiv protecție și drepturi de protecție și de antidiscriminare. Impunem condiții clare care vor maximiza valoarea companiilor nou create, pentru că acestea să se dezvolte într-o modalitate mai predictibilă și mai stabilă. Aducem prin acest proiect o flexibilitate mai mare în împărțirea profitului dintre fondatori. Legea actuală, în cel mai simplu mod, nu permite o flexibilitate în împărțirea profitului dintre fondatori. Profitul poate fi distribuit doar proporțional, doar în funcție de cotele părți ale partenerilor sau a fondatorilor. Reforma actuală pe care o lansăm astăzi vine să anuleze această limitare, iar împărțirea profitului să fie realizată într-o manieră mai flexibilă, mai simplificată, după cum agrează asociații de comun acord, indiferent de cota lor parte. La modul practic, de exemplu, atunci când un asociat vine cu o investiție mai mare, acesta poate avea dreptul și poate avea solicitarea ca o parte mai mare din profit să îi fie distribuită în perioada imediat următoare, pentru o perioadă de câțiva ani, până când își recuperează investiția. Și asta, din nou, este o normalitate în foarte multe țări, nu și în Republica Moldova, pentru că, la moment, legea actuală pur și simplu interzice și nu permite această flexibilitate. Asta conduce, din nou, la frustrări interne, la inechități și la conflicte sau la descurajarea investițiilor. Sau la relații informale în care aceste divizări și aceste împărțeli au loc oricum, însă neoficial. Asta nu trebuie să fie așa și alte țări au demonstrat-o. O altă inovație pe care o propunem este contractul societar, care va crea mai multă încredere între fondatori. Prin intermediul acestui tip de contract vom încuraja investițiile noi. Creditorii societății vor obține un mecanism suplimentar de garanție în caz de finanțare a afacerii și acordare a creditelor. Astfel se va stimula apariția de noi posibilități de finanțare a afacerilor. Acesta poate fi încheiat, acest acord, contractul societar am în vedere, poate fi încheiat între asociați, precum și între asociați și terți. Se oferă posibilitatea pentru asociați, investitori, creditori de a-și determina modul în care vor exercita drepturile și obligațiile sale, așa cum decid ei de comun acord, fără ca statul să intervină cu reglementări excesive care încă o dată descurajează inițiativa privată și descurajează dezvoltarea afacerilor. O altă inovație ține de dreptul de retragere a asociatului minoritar. Aceasta va fi posibil fără ca să aibă acordul celorlalți asociați. Ori în Republica Moldova legislația actuală nu permite nici măcar asta. Asociatul minoritar care are mai puțin de 50% din capitalul social se va putea retrage fără a avea nevoie de acordul celorlalți asociați.
În același timp, pentru retragerea asociatului care deține mai mult de 50%, va fi necesară obținerea acordului celorlalți asociați. Acest instrument va contribui la diminuarea situațiilor conflictuale între fondatori în relațiile dintre asociați, ceea ce va revigora cu siguranță activitatea întreprinderilor. Legea actuală, cum am spus, pur și simplu nu permite unui asociat, de exemplu, cu 10% atunci când acesta decide că pur și simplu nu mai vrea să aibă parte în această companie, să se retragă. Astfel, asociatul, odată intrat în acest dans, devine într-un fel static al acestei companii. Și asta este doar unul dintre motive din care oamenii noștri ezită să se implice într-o afacere, pentru că știu că să iasă din ea atunci când decide și dacă decide, va fi extrem de complicat și anevoios. O altă inovație ține de o anumită proporție neproporțională și explic ce se are în vedere. Această posibilitate va permite distribuirea profitului indiferent de cota parte. Cum am spus și mai sus, este un alt aspect al acestei abordări. Se va renunța la dreptul, la regula care spune că valoarea părții sociale a asociatului este direct proporțională și egală cu drepturile lui în cadrul SRL-ului. Va fi posibil ca să stabilim prin statut alte reguli de oferire a dreptului de vot, dreptului la dividende și la cota din active la lichidarea asociației, așa cum se înțeleg partenerii dintr-o afacere, încă o dată. Totul ține de acordul comun al antreprenorilor care lansează o afacere fără ca statul să suprareglementeze aceste relații. Nu este treaba statului să se implice într-atât de minuțios în relația dintre fondatori. Astfel se va favoriza participarea în afacerea persoanelor cu idei și concepte inovatoare, dar care au lipsă de active sau lipsă de lichidități pentru a investi într-o afacere, însă găsesc un beneficiu comun, unul vine cu investiția, altul vine cu o idee și cu o capacitate de a o implementa și își găsesc o modalitate în care cooperează în cadrul unei noi afaceri. Astfel, asociații vor putea atrage investiții fără a renunța la drepturile de vot. Deci, soarta companiei rămâne în mâinile asociatului, dar pot atrage investiții fără ca investitorul să poată dicta modul în care se iau decizii în această afacere. O altă inovație pe care ni se pare că o să aducă mai multe beneficii SRL-urilor din Republica Moldova ține de Phantom Stock, așa numit. Este un instrument inovator care va oferi drepturi exclusive angajaților fideli. Ori angajatul și echipa în general este principalul avantaj al unei companii, în special a unei companii la început de cale sau a unei companii mici. Conceptul acesta de Phantom Stock din engleză este aplicat pe larg pe piața internațională și presupune că angajații unei societăți care se manifestă bine, care sunt loiali companiei, care muncesc și au capacități și sunt pe de-a dreptul poate indispensabili și pe care fondatorii doresc să-i țină în cadrul companiei sau să-i promoveze, pot beneficia de anumite drepturi exclusive. De exemplu, pot avea parte din profitul societății fără ca aceștia să devină asociați. Adică nu-i dai direct cotă parte, pentru că poate este prea devreme, dar poate avea un acord, la urme urme și contractual, să aibă o parte din profitul companiei la sfârșit de an. Sau, de exemplu, vor putea deveni asociați atâta timp cât restul susțin asta, iar partea lor din fondul de stimulare se poate converti în aport la capitalul social. Asta este o altă posibilitate în care acest instrument poate funcționa. Facem asta încă o dată pentru a consolida capacitatea companiilor de a-și încuraja angajații într-un mod legal. Pentru că, la moment, iarăși, aceste asemenea aranjamente, ele poate și au loc, însă ele au loc într-un mod absolut neoficial și pe de-a dreptul în zona gri. Pe când este un instrument, cum am spus, foarte legal și acceptat în alte țări spre care tindem și exemplul cărora vrem să îl transpunem în țara noastră.
Mai mult ca atât, oferim prin reforma actuală, oferim mai multă transparență și mai multă încredere. Astfel, oferim investitorilor potențiali dreptul și posibilitatea să aibă un acces la un extras desfășurat al SRL-ului pentru a verifica datorii, chirii, angajamente financiare, credite și alte informații despre un SRL în care se gândesc să investească. Investitorii vor avea dreptul să ceară acest extras desfășurat al societății de la Registrul de Stat pentru a avea aceste informații detaliate. Acest extras desfășurat este înregistrat însă doar la dorința societății, atâta timp cât societatea este interesată în a atrage noi investitori, poate oferi dreptul instituțiilor statului să ofere informația și acces lărgit la informația despre companie. Asta a fost cumva primul cluster, primul capitol de măsuri. Într-al doilea rând, sunt prevăzute noi posibilități în procesul decizional. Astfel, pragul maxim al numărului de asociați, care este la moment de 50 de persoane, va fi exclus. Explic încă o dată. În Republica Moldova, un SRL poate avea maxim 50 de fondatori, maxim 50 de parteneri. De ce 50? Nimeni nu poate explica normal. În alte țări această limită nu există. De ce la noi este 50, nu 47 sau 73? Tot nu este clar. După cum am spus, bunele practici sugerează că această limită nu este necesară și o propunem a fi exclusă, astfel oferind încă o dată mai multă libertate antreprenorilor și mai multă libertate companiilor din Republica Moldova. Este o interdicție inutilă pe care o eliminăm. Oferim un singur act constitutiv și Registrul de Stat ca principală sursă de informare oficială. Ori la moment sunt mai multe bucăți de documente și acte și așa mai departe pe care un SRL le depun și le înregistrează. Eliminăm birocrație suplimentară prin instituirea unui singur act constitutiv care va fi statutul. Capitalul social va avea mai multe posibilități de formare. Încă o dată, mai mare, o flexibilitate mai mare și o libertate mai mare în relațiile dintre cofondatori. Ori, atunci când cineva vine cu un brevet, cu o proprietate intelectuală, poate contribui la companie în mod semnificativ, chiar fără a aduce un aport financiar. De aceea, propunem ca aceste relații să fie de comun acord agreate între fondatori și, de exemplu, proprietatea intelectuală sau orice alt activ care poate aduce beneficii viitoarei companii să fie considerate ca aport. În afară de asta, datoriile financiare ale societății vor putea fi convertite în aport al creditorului la capitalul social. Este încă o dată o normă și este o normalitate în mai multe țări care au demonstrat că au o deschidere și oferă posibilități economiei să se dezvolte și companiilor să crească. Un articol separat din lege va conține particularitatea majorării capitalului social prin aporturi suplimentare. Vor fi introduse modificări și completări cu privire la contribuțiile suplimentare ale asociațiilor care cresc activele societății fără majorarea capitalului social. Într-al treilea rând, deci a treilea componentă, asociații vor avea mai multe drepturi, pentru că asta este important atunci când pornești o afacere în comun cu chiar și cel mai apropiat prieten. Este important ca să ai drepturi clare, predictibile și drepturile tale să fie protejate. Asta oferă atât o stabilitate a relațiilor și o predictibilitate a relațiilor dintre fondatori, dar nu ultimul rând oferă o stabilitate însăși companiei, pentru că foarte des soarta companiei este pusă la bătaie și suferă din cauza relațiilor defectuoase dintre fondatori, iar asta este o consecință a lipsei de claritate legală la moment și a lipsei de reglementări calitative. Oferim un acces mai larg la informația și documentația societății, astfel asociații vor avea acces mai larg la informația și documentele relevante ale societății, însă nu vor putea să facă abuz de dreptul său la informare.
dreptul asociatului în o altă măsură de a fi reprezentat de către administrator. Astfel, acordarea dreptului asociatului de a fi reprezentat de un administrator, situație des întâlnită în practică și considerată de investitor ca un impediment în exercitarea drepturilor sale, este actualmente interzisă. Propunem să rezolvăm această situație prin a oferi încă o dată mai multă normalitate, astfel aliniindu-ne la bunile practici internaționale și europene. Propunem adoptarea deciziilor într-o companie să fie cu 2/3 din voturi și nu cu 3/4, asta pentru a fluidiza relațiile și pentru a fluidiza modul în care sunt luate deciziile într-o companie. Coborârea pragului de voturi necesare pentru adoptarea unor hotărâri la adunările asociațiilor de la 3/4 la 2/3 va facilita activitatea societăților excluzând blocaje decizionale care sunt destul de frecvente în Republica Moldova inclusiv. Ca rezultat al acestor blocaje, compania încă o dată suferă și stagnează și noi nu vrem asta, noi vrem ca economia să se dezvolte, iar pentru ca economia să se dezvolte, toate companiile, fiecare companie din Republica Moldova trebuie să se dezvolte vertiginos. Altă măsură ține de oferirea dreptului ca funcția de administrator al unei societăți să fie atribuită și unei persoane juridice, dacă acest drept va fi prevăzut în statutul societății adoptat de către cofondatori. Încă o dată, este o normalitate în alte țări și propunem ca asta să fie o normalitate și în Republica Moldova. Și nu în ultimul rând, vor fi simplificate mai multe proceduri, cum ar fi. Instrumente electronice pot fi utilizate pentru păstrarea documentelor societății, depunerea actelor pentru înregistrare și procedurile în cadrul adunărilor asociațiilor. Va fi posibil ca adunările asociațiilor să aibă loc și la distanță și fără proceduri de convocare preliminare, care sunt deseori prea birocratizate. Asta oferă, nu ultimul rând, dreptul, de exemplu, membrilor noștri, cetățenilor noștri din diaspora să participe la luarea deciziilor în cadrul companiilor pe care le dețin în Republica Moldova, fără ca să trebuiască să vină în țară pentru o simplă adunare a fondatorilor. Trebuie să vii în țară ca să stai, să petreci timp cu cei dragi, cu prietenii, nu să lupți cu birocrație și să rezolvi probleme care nu ar trebui să existe, dar nu ultimul rând, în același timp vor astfel oferim posibilitatea și investitorilor străini, despre care am menționat la începutul acestui briefing, să poată participa la luarea deciziilor în cadrul unei companii, fără ca să trebuiască să vină cu avionul până în Chișinău, doar pentru o simplă adunare a fondatorilor unei companii. Și, foarte important, simplificăm exprimarea în cadrul legal. Ori, la moment, avem utilizarea diferitor la diferiți termeni pentru același concept. Avem raport, dare de seamă financiară și așa mai departe. Propunem uniformizarea termenilor din legislație, astfel va fi raport în loc de dare de seamă financiară și situații financiare. Iar aceste situații financiare vor fi examinate, nu aprobate și nu în orice alt mod. Și acestea sunt doar principalele inovații pe care le propunem în cadrul reformei SRL pe care vă propun atenției astăzi în cadrul acestui briefing. Efectele acestei reforme vor fi resimțite pe termen mediu și lung. Este o reformă de bătaie lungă, dacă vreți, dar suntem foarte siguri că că această reformă va avea efecte pozitive, iar afacerile din țara noastră vor avea posibilitatea și vor avea aceleași posibilități ca și afacerile din alte țări. O să mulțumesc tuturor celor care au muncit asidu în aceste două luni pentru ca acest proiect de lege să poată fi publicat astăzi pentru consultări publice. În primul rând, colegii de la Consiliul Economic, colegii din asociațiile de afaceri care au sacrificat timp din
timpul lor de lucru pentru a contribui voluntar la această reformă foarte necesară mediului de afaceri din țara noastră și desigur colegilor mei de la Ministerul Dezvoltării Economice și a Digitalizării care au contribuit la fel într-o măsură egală ca această reformă și acest proiect de lege să fie inițiat, elaborat și astăzi iată prezentat public într-un timp atât de restrâns. Ne exprimăm speranța că să putem susține în cadrul ședinței guvernului acest proiect cât mai curând, urmarea avizărilor care urmează cu instituțiile statului și sper să reușim în sesiunea parlamentară actuală, până la sfârșitul sesiunii actuale, să putem susține această reformă și în cadrul ședinței Parlamentului din luna iunie-iulie, cât mai rapid, cu atât mai bine, pentru că economia noastră are nevoie de noi oportunități, iar munca noastră și misiunea noastră este să le oferim. Vă mulțumesc!